Anul acesta, Ziua Mondială a Astmului are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a impactului astmului bronșic și îmbunătățirea serviciilor medicale legate de această afecțiune la nivel mondial. În plus, Forumul Internațional al Societăților Respiratorii a desemnat anul 2010 ca fiind anul plămânului, în semn de recunoaștere a faptului că sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă în fiecare an de boli respiratorii cronice ce pot fi tratate și prevenite. La Centrul pentru Verificarea Respirației din Suceava a fost coadă, ceea ce înseamnă că sucevenii sunt interesați de calitatea sănătății. Testarea este o manevră extrem de simplă care nu doare, nu presupune efort, nu necesită mult timp, iar rezultatul se dă pe loc. Facem publicul conștient de aceste afecțiuni, a căror incidență este în creștere în ultimii ani, ca în toată lumea din vest. Se văd rezultatele. Sunt interesați oamenii care ați descoperit și probleme, sunt sănătoși? Am descoperit și aici se face o spirogramă, deci după completarea unui anumit chestionar se face și o spirogramă și într-adevăr la spirogramă s-au obținut și rezultate care pot fi îngrijoritoare și am trimis pacienții să vadă medicul. Ca și incidența cazurilor de afecțiuni respiratorii în județul Suceava, nu stăm foarte bine, iar numărul sucevenilor cu astfel de boli este în creștere de la an la an. Deci noi avem pe boli cronice obstructive în ceea ce privește astmul bronșic, deci în această familie de boli cronice obstructive intră și astmul bronșic, precum și celelalte, emfizem, bronșită cronică. În 2008 existau în evidență 10.524 de pacienți diagnosticați, în 2009 11.234, deci 1,48 în 2008, 1,58 în 2009. Deci, de asemenea, aceste cifre sunt în creștere.